La data de 29.08.2016, în jurul orelor 12.30, la sediul poliției locale s-a prezentat posesorul unui autoturism care era parcat ilegal pe bulevardul George Enescu, încercând să-l contacteze pe polițistul local care avea calitatea de agent constatator. Acesta, intrând în sediul dispecceratului poliției locale, a încercat să-i ofere o sumă de bani, imediat demarându-se procedura de a anunța procuratura și de a fi cazul preluat de către parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Fapta este prevăzută de codul penal, articolul 290, și s-a înaintat către parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Ce acțiuni sunt implicați polițiștii locali în perioada următoare, aflăm în cele ce urmează. Având în vedere perioada care urmează, polițiștii locali sunt antrenați în diferite misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Suceava. Chiar în această perioadă este organizat concertul Sinfonii de Toamnă pe esplanada Casei de Cultură, unde vom fi prezenți. Urmează apoi în această săptămână crosul profesorilor, în cadrul Spartachiadei profesorilor. Iar duminică, pe esplanada Casei de Cultură, va avea loc înmânarea drapelului de luptă către ISU Bucovina Suceava. Ca și activitate, nu avem nicio reținere în a continua depistarea, urmărirea și sancționarea celor care apelează la mila publicului pe raza municipiului Suceava, a celor care turbură ordinea și liniștea publică în parcuri, în locurile de joacă pentru copii. Și aici aș vrea să spun că am demarat deja o acțiune la nivel de municipiu prin patrule de noapte ale poliției locale, care vor verifica în această perioadă, mai ales că a început și școala în această perioadă, vor verifica periodic spațiile de joacă pentru copii, acolo unde avem foarte multe sesizări din partea cetățenilor, că seara, în special după orele 22, se adună tineri, consumă alcool, fumează în spațiile de joacă pentru copii, lucru care este interzis și se sancționează. Și încercăm pe cât posibil să răspundem solicitărilor cetățenilor pentru a le asigura ordinea și liniștea publică care au atâta nevoie în cursul nopții. Bineînțeles, participăm cu efectiv numeros la toate meciurile de fotbal, activitățile care sunt la nivel de municipiu, inclusiv adunările publice, bineînțeles și în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava.